punctului de intersecție, orice punct din plan, orice punct din plan, orice punct A, are două coordonate, un X0 și un Y0. X0-ul ăsta este, da, X0, și celălalt este Y0. Y0. Și abscisa punctului A este X0, zice. Abscisa punctului A este X0. Iar ordonata, ordonata este Y0. Deci abscisa nu e XX prim. Axa, când spune axa abscisilor, atunci X. Asta este X0, valoarea aceea. Asta ne întreabă autorul. Găsiți abscisa punctului de intersecție a graficului cu axa X-ilor. Bun, deci X-ul ăla 0 se numește abscisă, Y cu 0 se numește coordonată. Ordonate ambele poartă numai, da? Deci, toate XX prim se numește axa abscisă. Acolo sunt X și Y. Axa abscisă. Și când spune găsește abscisa punctului, adică găsește X-ul punctului. Da? Când zici găsește ordonata punctului, de fapt găsește Y-ul punctului. Cu axa cu X. Y cât știm, e 0. Deci 0 e dat 3x minus 6 și 4. Sigur că da, că fiindcă vrea intersecția cu axa abscisă, adică știi că Y cu 0. Deci, practic, știi că, iată, graficul e intersectat cu X, X, da? Da. Da. Graficul lui F intersectat cu X, X', înseamnă, de fapt, aici, să avem de la bun început că Y este 0, iar X-ul va fi egal cu 6 pe 3 și face pe 2, da? X-ul 2. Răspunsul corect este abscisa punctului de intersecție este X egal cu 2. Abscisa punctului de intersecție a graficului, adică dreapta ce a dus, taie axa X-ul prin punctul 2. X egal cu 2. Deci la întrebarea care este abscisa punctului de intersecție a graficului cu axa X-ul, răspuns corect, X egal cu 2. Așa este. Da. Se consideră funcția. Este definită pe el cu valorile. Este acolo pe acest lucru. E definită de el cu valorile, unde e de X este egal cu acolo. E de X egal cu 2. Da? 2X minus 1, când X este mai mic egal decât 1. 2X minus 1 pentru X. Mai mic egal decât 1. Și minus 3X plus 2, când X este mai mare decât 1. X mai mare decât 1. Comparați numerele. F de 3 pe 4. Deci, F de 3 pe 4 și F de 7 pe 6. Să le comparăm. Da. Vă mai spun un lucru. Astăzi așa am trecut o bucurie, iarăși ne spus de mare, pentru că m-a sunat o mămică din București, care mi-a spus așa, fiica mea a terminat dreptul, și acum vrea să facă ceva cu informatica. Pentru asta îi trebuie foarte multă matematică. Pentru la informatică, ca să poți să abordezi, îți trebuie un suport foarte puternic matematic. De câtva timp de când m-am descoperit, în familia noastră, ei sunt amândoi ingineri, am înțeles eu, părinții, i-a terminat dreptul, în familia noastră, discutăm despre filmele noastre pentru că este o sărbătoare când vă urmărim. Este o stare de bine care îl transmiteți în familie. De ce? Pentru că depuneți foarte mult suflet acolo și parcă uitați de toate necazurile și de toate problemele care sunt și la mine câte ori să fie, mai Dumnezeu știe. Dar asta vreau să vă transmit. Starea de bucurie și de bine ca să putem face aceste probleme cu drag. Așadar, F de 3 pe 4. Stau și mă gândesc. Dar unde pot să-l duc eu pe 3 pe 4? Aici sau aici? Pe X.
Hai și să-i starea mea de cumpăr. Vă țin de la 4 mii, dacă e pozitiv sau negativ? Păi, pe acolo, primă. Tu te duci în primă, da? Da, că e 0 și... 0 și... 0 și negativ. Am văzut că e strict mai mare ca o... Din partea a doua, da? Da. Aici este și mai mic egal legătură. Adică ce înseamnă alergi? X aparține cărui interval? Cum ai traduce tu de X? De la minus infinit la 1. De la minus infinit la 1. De la minus infinit la 1? La 1 închis. Așa. Și asta altă? De la 1 deschis la plus infinit. Asta. Și acum când zici 3 pe 4, 3 pe 4, unde îl găsesc? În ce 3 pe 4 la în intervalul minus infinit 1. Că 3 pe 4 e nimic decât 1. Da? Deci aparține de la minus infinit la 1. Și atunci, F de 3 pe 4 înseamnă să mă duc după prima rețetă. Egal cu 2 ori 3 pe 4 minus 1. Și egal cu, simplificăm prin 2, face 3 pe 2 minus 1 și face 3 minus 1 pe 2. Deci imaginea lui 3 pe 4 este 1 pe 2. Când am zis F de 3 pe 4, de fapt, 1 pe 2 este. Deci eu, asta înseamnă că i-am pus în corespondență lui 3 pe 4, prin F-ul ăsta, după rețeta asta, 1 pe 2. Înseamnă? Că e de 7 pe 6. Să vedem ce fac acum. 7 pe 6. 7 pe 6. Aparține intervalului 1 deschis plus infinit. Și atunci e de 7 pe 6 egal cu? Egal cu minus 3. Așa. Ori 7 pe 6 plus 2. Plus 2. Care egal înseamnă? Cu minus 3 cu 6 acolo. Simplifică, da? Da, și o să fie... Mai mult 7 pe 2. 2. 2 și o să fie minus 7 pe 2. 2. Plus 2. Plus 4 pe 2. Amplifică vorba, da? Da, și o să fie minus 3. Minus 3 pe 2. Minus 3. Minus 3 pe 2. Pozitiv este mai mare decât un număr negativ. Deci, iată, 1 pe 2 este mai mare decât minus 3 pe 2, echivalent a spune că 1 pe 2 a fost F de 3 pe 4, deci F de 3 pe 4 este mai mare decât F de 7 pe 6. Am răspuns la întrebare, le-am comparat și am tras concluzia că F de 3 pe 4 mai mare decât de 7 pe 6. Vedeți? A fost important aici ce? Am întâlnit aici o funcție exprimată pe două rețete. După prima rețetă, doar aici și până în 1 au șanse după rețeta asta să lucreze, da? Deci rețeta asta lucrează doar pentru X și de la minus infinit până la 1. Că după ce depășesc X și pe 1, mergem după două rețete. Deci noi ar trebui să ne interesăm 3 pe 4, unde se află? În care e interval? Ca să știu după care rețetă făcut opțiunea. La fel și pentru celălalt. Ați văzut? Am comparat. Dacă vă ducea după prima rețetă, cam în două. Era prostie, o greșeală. Că prima vrea numai până în unul, cealaltă de la unul. Da. Mergem la mai facem una. Calculați aria triunghiului determinat de axa lui X și reprezentarea grafică a funcției. Aria triunghiului. Aria triunghiului. Determinat de axa OX și reprezentarea grafică a funcției. E definită pe intervalul minus 1, 1. Pe minus 1, 1. Valor din F. Unde E de X este egală cu A polară. X plus 1. Când X este, aparține intervalului minus 1, 0, închis. Minus 1, 0, închis. Și minus 1. Și minus 1, închis. Da. Așa. Și minus x plus 3, când x aparține intervalului 0 deschis, 1 închis. Deci, de x egal cu 2 spre mai, x plus 1 dacă x și doar minus 1 acolo,
Și egal cu minus x plus 3, dacă x și sunt de la 0 până la 1. Da. Calculați aria unui drum. Terminat de OX. De OX cu graficul. Și facem GDF, facem... Deci, să reprezentăm graficul mai întâi, da? Da. Funcția acestea. Luăm f de x egal cu x egal cu minus 1. Deci, pentru reprezentare, atât prima rețetă cât și a doua funcție de gradul 3, cum de fapt suntem noi în etapa asta la clasa 8-a, și ai nevoie pentru reprezentarea, ce crezi că va fi graficul pentru funcția asta? Segment. Un segment pentru prima, dar pentru a doua. Tot un segment, da. Că bucățică, tot un segment, da? Deci, practic, va fi din două segmente. Da. Nu știu dacă se lipesc. Se lipesc. Nu se lipesc dacă minus 1... Ia să vedem în 0. La 0 nu se lipesc. Nu, în 0 se face lipitura. Da, dar mâna nu are așa. Ia să vedem. În prima variantă, 0 face 1 și alta face 3. Face un salt. Ce curios. Face ce credem că... să face. Ia să vedem. Dăm 2x pe varia minus 1. Știu cum se întrebe. Deci, când x-ul este minus 1, y-ul este 0. Adică chiar aici este 0. Asta e chiar punctul. Deci, când x-ul este minus 1, da. Când x-ul e minus 1, în prima rețetă, y-ul este minus 1 plus 1, 0. Deci, e punctul A de coordonate, minus 1 și 0. Când x-ul e egal cu 1? Nu, nu 0, 0 suntem în casă. Și de ce 2? Ah, păi, mă miruna, aici este o rețetă, cu această rețetă și se termină cu prima rețetă. Am bine. X egal cu 1, x egal cu 0, x egal cu 0, y este 1. Când x-ul este 0, y este plus 1. Asta e punctul B de coordonate. 0 și 1. Alo. Alo, da? Dar uite-te tu ce fac eu acum. Păi, poți să dărâm lecția asta, ce zici tu? Deci, la clasa 12-a, nu mai fac anul ăsta, mă. Că n-am mai căzut ca timp. Dacă de la 7 trebuie să aleg undeva că am o problemă urgentă, nu mai după 8, dacă ajung acasă și mă pot să... Trebuie să văd dacă îți pot răspunde, da? Bine, bun. La revedere. Aveam clasa 12, dar eu nu mai știu cum să mă întind. Da, B de coordonate? 0 și 1. 0 și 1. Și acum graficul care ar fi? A, B. Prin segmentul ăsta, da? Ăsta este. Deci atât e graficul. Că x-ul... Atât mi-am spus. De la 0 până la 1. Și zice, ne-am descurcat în timpul ăsta Y ce fruși tot de la 0 la 1 și fiecare X o însemnat în Y și a pus punctul unul lângă altul, toate, și-o desenat ăsta, segmentul ăsta închis. Adică și capătele. Ăsta e graficul. Dar nu luăm și rețetă la cealaltă? Da. Ne ducem la cealaltă. Luăm pe 1. Îl luăm obligatoriu. Hai să luăm și pe 0, abuziv. Okay, dar nu avem voie. Îl luăm pe 0,5. 0,5, dar luăm chiar pe 0, fără să-l atingem. O să punem săgeata acolo, sau... Da? Așa. Când x-ul e 0, tu faci y cu 3. Când x-ul e 0, y este 1, 2, 3. Adică aici ar fi punctul. Dar eu C de coordonate? 0. 0 și 3. Dar noi nu luăm. E deschis, adică. Acolo va fi deschis, da? Fără să luăm pe punctul acela. Să luăm și 1. Luăm și 1 ca pe voie. X-ul când e 1, Y-ul? 2. 1 minus 1 și 3, 2. Y-ul este 2, da? Da, da. Deci ăsta este D-ul. De coordonate. Aici avem voie, da? 1 și 2. Și acum le unim.
Aici, închis. Acolo deschis, că nu aici deschis, nu luăm pe pentru altceva. Graficul este format, graficul funcției acestei IF, e format din lumea acestor două segmente. Cele două segmente, dar nu se, nu se lipesc. Asta e. Deci, minuna, nu se lipit. Da. Dacă aici se întâmpla să facă exact 1, când logăm X cu 0, se întâmpla să facă 1, se lipea perfect. Și atunci, ceea ce era deschis, nu mai era cazul să fie fost, pentru că punctul care lipsește aici era prins în capătul ăsta. De data asta, asta este graficul. Acum, să vedem o întrebare. Întrebarea este așa. Calculat area triunghiului determinat de axa OX și reprezentarea grafică a funcției. Frumos. Deci area determinată de, de grafic. Care? De reprezentarea grafică a funcției și dreapta OX. Păi avem două. Păi da. Și dreapta OX. Și dreapta OX. Asta abscisură, da? Deci luăm fiecare. Deci, area determinată de asta... Cu A, cu A, B... Păi, dar ce zi trebuie să cu A sau X? Ce segment? A, B, 3. A, B. A, B, să ne arătează cu X. Deci, noi trebuie să vedem graficul funcției. Funcția e definită de la minus 1 la 1. Asta. Câte vreme X-ul s-a plimbat de la minus 1 și la plus 1, deasupra, noi am obținut așa, o figură care este un triunghi. Da. Și după aceea, o altă figură. Care este? Care este ce? Asta. Un trapez dreptunghic. Deci, așa mi-a spus. Vă rog să faceți aria determinată de axa X-ilor și graficul. Graficul este cel mai... Deci, aria triunghiului. Matriunghiului? Da. Determinată aria triunghiului determinată de axa X și reprezentarea grafică a funcției. Lasă, mă rog. Nu pus și rapezi, domnule. Lasă, eu vreau tot. Tot, vreau tot. Mie îmi place. Deci, eu aș formula-o mai larg așa. Determinată aria triunghiului. Determinată aria suprafeței, suprafeței delimitate de graficul funcției și axa X. Dacă funcționează două liniile, luăm fiecare. Graficul ăla cu asta, graficul ăla cu asta. Dacă am cerut aici, am mai triunghiul trebuie să iei. Aici numai triunghiul. Are și deci triunghiul ăsta. Aici a fost drăguț autor. Dar eu fiu un plus cu precizarea. Determinați area suprafeței delimitate de grafic. Adică odată ăsta triunghiul. Da. Și pe urmă, pe partea cealaltă, funcția își vede de treabă cu exprimarea cealaltă, care înseamnă un trapez dreptunghi. Ce facem aia? E ușor. Facem aia. Ia să vedem. Aria. Aria. Aria triunghiului. Aria triunghiului simplu. Calculăm A, B, O. A, O, știm că e 1. A, B, aflăm foarte repede. Dar de ce s-a făcut? B, O, O, știi? A, B, A, O, O, știi? Cătă, mă, cătă, 2, 2, 2, cătă, mă, cătă, 2, 2. E, da, bine, da. Banal. Banal. Numai că dacă se ține de distanța de la O la A, B, atunci ai fost nevoit să faci aria pe două căi și să te duci. Dar aici autorul spune aflăm aria triunghiului acesta. Baza A, O, da? Cătă, da, O, cătă, da. A, O, B, B, 2. Deci face 1 ori 1 pe 2 și egal cu 1 pe 2. Și la trapez? La trapez. Asta. Pentru aia trapez. Care știi formula la lui? Zi-o. Baza mică plus baza mare înălțimea de 2. Yes. Avem baza mică... pi 3, cât zici. A, baza mare. Aia, de x, să zicem, de x egal cu... Nu, tot trebuie să-l vezi invocat așa, trapezul ăsta. Și baza mare este de cât? CO3. CO3. Care e 3. Și de 2. De O. 2. De, nu știu să zic, de U.
D de 1, da? D de 1 e de 2. E de 2, Y. Și bază, mă. Și înălțimea e 1. E 1. Așa. 3 plus 2 ori 1 spre 2. Deci alea trapezului 3 plus 2 ori 1 supra 2 și face 5 pe 2. Și area figurii în general, a fost 1 pe 2 plus 5 pe 2. Care vedea? Da. Aria. 3 suprafeței. S. Suprafeței delimitate de graficul și de axa XX prim, de graficul lui F și de XX prim, este 1 pe 2 plus 5 pe 2 și face 6 pe 2 egal cu 11 pe 2. Mai vedem încă o dată. Insist pe reprezentarea prin două formule. La reprezentarea prin două formule lucrurile stau diferit, pentru că pentru prima am o rețetă, altă rețetă. Dar amândouă rețetele fac parte din aceeași formulă. La aceeași funcție. Că funcția asta e de la minus 1, uite, minus 1 până la 1. Deci, rezolvați ecuația. F la a doua de x. Rezolvați ecuația. F la a doua de x. Minus f de x la a doua. Așa. Egal cu 2. Care? Unde f e depindă pe r cu valori din el. F depindă pe r cu valori din el. Și f de x egal cu x plus 3. De f de x egal cu x plus 3. X plus 3. Cum adică e f la a doua x? Nu. F la a doua? Da. Adică cine e f la a doua? Ăsta e x plus 3. Păi f de x nu este x plus 3? Păi da. Și la a doua? Na, și x la a doua plus 9 plus... Ma, ce înseamnă f de x minus 3? F de x este? X plus 3. Și dar era minus x minus 3? E din minus x minus 3 până la a doua. Deci, când zic F-ul la puterea pătrată, ce-o fi șmecherea asta, doamne? Foarte rețetă. Doamne, rețetă la pătrată? Doamne, rețetă. Nu o ștergem, că am eu ceva de spus. Nu. Te rog frumos. Hai să continuăm tot. Da, corect, repede o facem. Cât ar fi aici? Cum ar fi? X plus 3 la a doua. X plus 3, totul la a doua. Minus. La a doua plus 3. Asta. Minus, când fac f de x pătrat, în loc de x, pun x pătrat. Și vine x pătrat plus 3, în paranteză, da? Egal cu 12. Și atunci ce devine asta? Echivalent cu 0. X pătrat minus plus 6x plus 9 minus x pătrat minus 3 egal cu 12. X pătrat cu x pătrat 9 cu minus 3, 6, 6x plus 6, egal 6 lângă x. Bun, am înțeles. Pentru f de x asta, dați-mi o acolată. F de x egal cu x egal acolată. Ce faci aici? Nu. Mă tot la funcția aceea de pe unde și vreau să rezolv ecuația asta pentru funcția de aici. Da. Deci ce tare este chestia. Deci f de x era egal cu cât? Cea dinainte? Da. X plus 1. X plus 1. Când X aparține intervalului. Vă dăm intervalul? Minus 1. Minus 1, 0, 0. Da. Și minus X plus 3. Da. Când X aparține lui 0, 1. 0 deschis. 0, 1. Așa. Da. Să se rezolve ecuația. Să se rezolve ecuația. F pătrat de X. Minus f de x pătrat egal cu 12. Și avem și f definită pe intervalul minus 1. Nu, asta. Că funcția asta aici. E definită pe f cu valorul mie, da? Nu. E noua funcție. Avem intervalul ăsta. Eu am dat, am terminat, nu mai am folosit ecuația. Păi nu știm unde e x-ul. Deci ca să mergi cu prima rețetă și pentru x de la minus 1 la 0, ecuația devine. Asta, adică ecuația 1.
devine. Când x-ii sunt la minus 1 la 0, în loc de f de x, vei pune x plus 1, că asta e rețeta. Deci vom avea x plus 1 la fărătărat. Minus. F de x pătrat, adică minus x pătrat plus 1, da. Minus x pătrat plus 1, egal cu 12. Plus greu, este mai mult. X pătrat plus 2x plus 1, minus x pătrat minus 1, egal cu 12. Ce înseamnă x pătrat plus pătrat plus 2? Adică 2x. X egal cu 12, x egal cu 6. În loc sau în loc? Dacă nu, în loc, este constant. De ce nu? E de la minus 1 la 1. Asta e. 6 nu aparține. Zice, x egal cu 6 nu aparține în intervalul unde discutăm noi. Nu. Deci nu aparține de la minus 1 la 0. Da? Rezultă x egal cu 6, nu este soluție. Deci nu are soluție ecuația. Deci în cazul 2. Deci, pentru asta a fost cazul 1. Al doilea, pentru x de la 0 deschis la 1, ecuația devine. Locul, ce devine acum? Minus x plus 3 la pătrat. Așa? Că asta e rețeta. Minus, e rețeta asta. Minus x plus 3 tot la pătrat. Minus. Minus x pătrat plus 3. Minus în paranteză. Ce este? Minus în paranteză. E de x pătrat, înseamnă că pe loc de x pui x pătrat. Minus x pătrat plus 3. Deci în loc de x ai pus x pătrat. Deci vine minusul rămâne, nu e minusul la pătrat. Da? Deci vine minus x pătrat plus 3. Minus x pătrat plus 3. E egal cu cât? 12 la 9. Ce înseamnă semnă? E foarte cu lucrăm acum. Așa și x la 2 plus 6x plus 9. Când faci x la 2, minus 6x. Minus 6x. Da, vine x pătrat minus 6x plus 9. Minus, și cu minus schimbă se întâlne, plus x pătrat minus 3, egal cu 12. Ceea ce e echivalent cu x pătrat și cu x pătrat face 2x pătrat plus minus 6x. Minus 6 cu minus 12 minus 6. Minus 6 egal cu 0. Împărțim totul printr-un 2 și vine x pătrat. X pătrat minus 3x minus 2 egal cu 0 și rezolvăm ecuația asta de egal cu minus 3, da? Minus 3 egal cu 0 și ne apucăm de rezolvat. Cum o rezolvăm? Cu 3 al dat, cu viruna. Sigur că da. Deci ne apucăm de ecuația x pătrat minus 3 minus 3 egal cu 0. Vrei... Trebuie cu paranteză, paranteză. Că avem baftă, dacă nu, nu avem ceva. Mai întâi, delta. Dacă delta e un pătrat perfect, avem șase. Dacă nu, nu. Ia să facem delta de bine. Delta, egal cu B la 2 minus 9 minus 4 ori 3 plus 13, care face? 21. 21, nu-i da, hai să calculăm. Calculăm. Și zici x1, hai să te mai bine spus. X1 egal cu 3 plus sau minus b, deci formula, hai să o scriu, da? Minus b plus sau minus radical din delta supra 2 ori a.
și egal cu 3 plus sau minus radical din 21 totul supra 2. Și o să am o dată x-ul egal cu 3 plus radical din 21 supra 2 și x2 egal cu 3 minus radical din 21 supra 2. Deci 3 plus radical din 21 supra 2 și 3 minus radical din 21 supra 2. Sunt două valori, x1 și x2. Și acum nu le putem accepta decât dacă ne interesăm de sunt sau nu în zona asta. Deci vreau să vedem. Da. Deci ca să fii soluții trebuie să fii de acolo, pentru că nu e ce am pus. Inșor. Pentru ca să mă duc la rețeta voastră, la a doua, trebuie să fiți între 0 și 1. Prima nu, e mai 3 pe 2. Mai mare decât 1. Deci 3 plus radical din 21 pe 2, hai să zicem joi. Mai x1 egal cu 3 plus radical din 21 supra 2 e sigur mai mare decât 1. Rezultă că x1 nu aparține de la 1 la, de la 0 la 1. Rezultă că x1 nu este soluție. Pe a doua soluție, x2 egal cu 3 minus radical din 21 supra 2. Radical din 21 cam cât este? 4 și ceva. E 4 și ceva. 3 minus 4 și ceva. Negativ. Deci e nemica 0. Dacă e nemica 0, n-are ce căuta de la 0 acolo. Deci x2 nu aparține de la 0 la 1. Deci asta nu aparține, asta nu aparține. Nici 6 nu aparține. Și X2 nu este soluție. Așa că pentru ecuația, pentru ecuația, asta care am avut-o noi, F pătrat de X, F pătrat de X minus F de X pătrat egal cu 13, rezultă X aparține puțin în bine. Așa va arăta o revistă. Aș da cu toată dragostea. Știți de ce? Pentru că este foarte tare, prin două exprimări, ca să vedem ce, să faceți distinții între f pătrat de x și f de x pătrat. Și să mergeți pe o dată cu x într-o zonă, să traduceți ecuația, să vedeți ce se întâmplă, să vedeți aparține intervalul. Aparține intervalul, să țineți cont de intervalul în care studiați, că de-aia îți folosește pe aia, pe funcția aceea. Pe expresia aceea, nu? Deci, într-adevăr, e un exercițiu frumos. E 7. 7. Ne oprim aici. Mai întrebări? Mai întrebări? Mai avem o întrebare? Bine. Vreau un exercițiu de vreo să am făcut corect. Vreți să vezi un exercițiu? Cum sună așa exercițiu? E că funcția, se consideră funcția f cu valoare z. Dependentă pe z cu valoare z. Pe z cu valoare din unde f de x este egal cu 2x radical din 2. 2x radical din 2. Minus radical din 18. Radical din 18. Aflați valoarea de adevăr a propoziției. Există x care aparține lui z astfel încât f de x aparține lui z? Deci, întrebarea propoziției există, există x din z. Astfel încât f de x aparține lui z? Așa că f de x aparține lui z. Z. Adică, știind tu că X-ul este întreg, ce lucrează el să fie tot numărul întreg, da? Cu alte cuvinte, din clipa în care știi că X-ul e din Z, te întreb, e din X-ul, adică toată expresia asta. Adică 2X radical din 2, minus radical din 18, dacă aparține cu semn de întrebare lui Z. Am dat radical din 2 pe 2. Ai zis, ai zis așa, 2x radical din 2 minus 2 3 radical din 2, nu? Da. Te întrebi dacă aparține ăsta lui Z, da? Da, am dat radical din 2 pe lângă. Radical din 2 pe lângă 2x minus 3. Da. Dacă aparține lui Z. Dacă să aparține lui Z, 2x minus 3, poate să fie minus radical din 2 și radical din 2, nu? Da, ține cont că X-ul e întreg. Da.
Un număr întreg ori 2 minus 3, ce fel de număr îți face aici? Un număr întreg ori 2 minus 3 îți face... Deci face aici un număr... Aici un număr întreg, eu las, mai las. Da, da. Și radical din 2 ori un număr întreg... Este un număr? Radical din 2 ori un număr întreg. Radical din 2 ori irațional sau irațional? Irațional. Irațional. Ca să devină întreg, ar trebui să fost să stau o radical de 2, ca radical de 2, radical de 2 să facă 2. Da. Păi nu, ăsta nu poate să fie niciodată radical de 2. Deci nu poate să fie niciodată pentru că ai doar x-ul din z. A, și x fac radical de 2 plus 3 pe 2 nu-i din z, am înțeles. Deci e fi devinită pe z, adică poți zici și din z. Și da, nu poți zici și din z. Da, e de deci asta e falsă. Niciodată nu poate să... Deci era întrebarea, aparține Z? Răspuns. Nu. De ce? Radical din 2 nu aparține lui Z. Iar 2X, X-ul fiindcă aparține lui Z, atunci 2X minus 3 aparține lui Z. Lui Z. Lui Z. Și de aici produsul dintre radical din 2 și un număr 2x minus 3, unul nu aparține lui Z și ăsta aparține lui Z, face, în final, nu aparține lui Z. Deci nu aparține lui Z. Răspunsul după aia nu este număr 3. Așadar, cred că despre funcții, dacă mă mai întrebați ceva, eu nu mă mai răspund. Am obosit spunând, vorbind despre funcții de... De două săptămâni de zile, continuu. Ideea este simplă. Dar trebuie să înțelegeți mesajul că atunci când funcția lucrează, știi asupra cum lucrează. Cunoști mulțimea care. Și pe tine te interesează ce se întâmplă după ce ea lucrează. Care sunt valorile cele care le obțin. Și despre acele poți porta diverse discuții. Asta se întâmplă, da? Și funcțiile pe care le aveți acum, iată că... Am primit și, în afară de funcția fracției, care știam numitorul de 0, în afară de funcția radicală, care am discutat acum, care face numere pozitive și dă ca răspuns numai numere pozitive. Funcția modul lucrează asupra oricărui. Și negative și pozitive. Dacă îmi dă răspuns, funcția modul dă răspuns numai pozitive. De aceea, domnul de la Iași a venit cu precizarea aceea funcția foarte interesantă, e fix egal cu modul din x plus 1, că fie că 1 luai, fie că minus 1, modulul dădea pe 1 și cu 1 face 2 și problema era rezolvată. Așa că ne oprim aici spunând mâine... Lasă să se iei de funcții. Mâine vaftă la... Vaftă și să audă... Da, sau numai 10. Deci nu aveți voie. Cine nu ia 10 mâine la test, nu stă de vorba cu mine. Mă supă greu. Mai puneți o presiune pe ei, bate-mi acasă. Nu, dar n-au la voie. Știu că n-au voie. N-au voie, dar și măcar... Dar nu presiune, știți, calm, relaxat. I-am zis varianta aceea care să ai siguranță. Exact, nu ca să vă stresați mai tare. Deci nu fiu compus de depresiune și de stres. Ci doar atât. Relaxat. Că știu sigur că am pus să amunci și știu ce vorba. N-am voie să nu iau... Te mai uiți bine de așa? Te mai uiți pe la filmele astea care mai sunt acolo? Mai și la limpii, și la rămâne, e o grămadă. Mă, mi-audeți la rămâne și la magia. Și la rămâne, așa. La revedere, dragi. La revedere.